WhatsApp, bănci și puțină recesiune. Bine, nu puțină, pentru că s-ar putea să dea năvală peste noi și e cam cea mai nasoală recesiune, poate din istorie. O să vedem ce s-ar putea să se întâmple și de ce, adică care sunt evenimentele macroeconomice care ar indica o recesiune. Dar până să ajungem acolo, vreau să discutăm puțin despre sistemele acestea centralizate, mai exact despre aplicațiile centralizate precum WhatsApp, despre sistemele bancare și despre viitorul finanțelor. Pentru că ne preocupă lucrul acesta. Fiecare dintre noi, mai bogat sau mai puțin bogat, vrem să ne îmbunătățim liniile de venit. Acest canal a fost creat în scop pur educativ. Dacă ești nou pe aici, poți să dai un like, să te abonezi și să apeși clopoțelul ca să fii notificat atunci când postăm, adică în fiecare zi. Numai dacă binevoiești. Cu voi este Robert Grecu. Intrăm în subiectul nostru, WhatsApp, care astăzi a fost oprit preț de 30 de minute. Ideea e că aplicațiile centralizate au tendința să facă lucrul acesta. Desigur, au un board de conducere, CEO, CMO, CFO și așa mai departe. Funcționează într-un sistem centralizat. Ei bine, se pare că acum, prin intermediul tehnologiei blockchain, internetului 3.0 sau web 3.0, avem DApps, Decentralized Applications, adică aplicații descentralizate, care par să fie mult mai eficiente. Atunci când se oprește o platformă de comunicare atât de mare, o aplicație atât de mare precum WhatsApp-ul, afectează foarte mulți oameni, pentru că mulți consider că îs consumatori acestei aplicații, printre care mă număr și eu și probabil și tu. Și evenimentele acestea nu ne plac. E bine, nu ne plac pentru că sunt învechite. Și noi ne digitalizăm de la zi la zi. Odată cu această digitalizare, ar trebui să fim deschiși și la inovație. Încerc să creez câteva exemple ca să înțelegeți ceea ce urmează să spun. Printre aceste sisteme poate mai învechite, avem și sistemele bancare, sisteme pe care eu l-am îmbrățișat încă din copilărie, pentru că am auzit de ele de la părinții mei. Dar nu prea ne servesc. Băncile, așa cum bine știți și dumneavoastră, sunt doar niște cămătari legali. Adică iau banii de la mine și ți dau ție și ei cumva garantează pentru acele lichidități. E bine, pentru cei care înțeleg puține finanțe, macro și micro, înțeleg cum funcționează și sistemele bancare. E clar că ne digitalizăm de la zi la zi și aceste sisteme tradiționale nu prea țin pasul. Nimeni nu o să spună că o să dispară. Dar consider că, de pildă, Bitcoin este o soluție la tot ceea ce înseamnă sistemele tradiționale. De ce? De pildă, Bitcoin permite transferul de valori la orice oră din zi și din noapte, la costuri neglijabile. Nu are erori și nu se închide în weekenduri. Dacă vreau să transfer unui prieten niște bani vineri, probabil printr-un sistem bancar o să-i primească luni. Nu se primească în câteva minute. Și chiar dacă Bitcoin este puțin mai lent și procesează doar câteva tranzacții per secundă, poate să servească ca un store of value și chiar servește. Adică putem să investim ca în timp să avem randament. Încă este foarte volatil. Iar întrebarea dumneavoastră probabil este de ce e foarte volatil. Pentru că spațiul acesta al criptovalutelor, al acestor aplicații construite pe blockchain, nu este încă foarte reglementat la nivel mondial. Drept urmare, nu avem foarte multe lichidități plasate în Bitcoin. Adică capitalizarea totală a Bitcoinului în acest punct, pentru că suntem în prag de recesiune și totul este jos, e undeva la 350-360 de miliarde de dolari. A fost la un moment dat peste un trilion de dolari. Ca să faceți o idee, aurul gravitează în jurul trilioane de dolari. Asta este și cauza pentru care aurul nu este foarte volatil. Adică e un store of value și are foarte multe lichidități într-un fel sau altul stocate acolo, da? Ceea ce nu-i permite să fie foarte volatil. Deci dacă mâine pierdem 500 de miliarde de dolari capitalizări de piață din aur, da? Nu o să vedem cine știe ce scădere. În schimb, dintr-un Bitcoin, de exemplu, care a fost peste un trilion de dolari, dacă pierdem 500 de miliarde de dolari, întâmplă niște scăderi, ceea ce
s-a și întâmplat, da? A fost la 1,2-1,3 trilioane de dolari la un moment dat, cred că a depășit și capitalizarea de piață a argintului, dacă nu mă înșel. Iar acum îl vedem pe la 400 de miliarde de dolari. Asta înseamnă că până în acest punct s-a depreciat undeva la 70%, ceea ce l-a dus de la 69.000 până în acest punct în care se tranzacționează acum când filmez la un 19.200 și mai trebuie să scadă. Asta pentru că nu este încă reglementat, dar odată cu timp, odată cu adopția, o să fie reglementat și cred că Bitcoin este alternativa finanțelor. De ce? Pentru că într-un secol digital, și nu-ți trebuie o minte ageră ca să înțelegi lucrul acesta, are logică să creezi un aur digital, are logică să creezi o alternativă a aurului, un instrument financiar puternic care să fie peer-to-peer, adică de la persoană la persoană, da? Să nu mai existe terții. Deci nu mai există middleman, nu mai există om de mijloc. Pur și simplu eu îți transfer valoare ție la costuri neglijabile la orice oră din zi și din noapte, da? Deci apar pe instant, ceea ce e foarte bine. Dacă eu vreau mâine să plec din țară cu 2 tone de aur, dau un exemplu, o să dureze vreo săptămână, pentru că sunt foarte multe protocoale, o să te întrebe de unde atâta aur, ce vrei să faci cu el, unde vrei să-l transporti, ce vrei să-l transporti. Deci sunt foarte multe protocoale, dar pot lejer să plec cu 100-200 de bitcoin după mine, nu? Adică îi am într-un wallet, da, și plec oriunde și pur și simplu fac o conversie din bitcoin în USDT și din USDT într-o monedă fiat, da, precum euro, dolar și așa mai departe. Deci există o alternativă mult mai bună. A, nu o înțelegem, nu am îmbrățișat-o, e foarte nouă și tot ceea ce e nou pare să fie reticent, da, pentru că așa sunt și criptovalutele pentru noi în punctul acesta. De pildă, când Bill Gates mergea pe la emisiuni prin anul 95 și provestea de internet, foarte mulți oameni râdeau efectiv de el. La 10-12 ani distanță avea să fie cel mai bogat om din lume. Bine, nu ne comparăm noi cu Bill Gates, care avea o minte ageră încă din copilărie și e un personaj emblematic ca și inovație, cel puțin ca și inovație, dar și ca sistem investițional. Vedem că a reușit împreună cu Michael Larson, care este managerul fondului de investiții al lui Bill Gates, să evite criza din 2008. O să ajungem și acolo la recesiune. Dar încerc să vă spun că ușor-ușor ne digitalizăm și, din nou, nu trebuie minte ageră ca să înțelegi lucrul acesta. De asta cred că Bitcoin poate să fie o soluție la finanțele tradiționale. Doar prin simplu fapt că permite transferul de valori la orice ordine din zi și din noapte la costuri neglijabile. Din nou, continuu să zic lucrul acesta ca să ne intre bine în cap și e foarte accesibil, da? Și e peer-to-peer, de la persoană la persoană. Băncile au terțieri, oameni care verifică tranzacțiile, le procesează, etc. Mai departe, gândul nostru este la recesiune. Pentru că este nevoie să putem să vizualizăm ce se întâmplă la nivel macroeconomic, să luăm niște decizii ferme vis-a-vis de lichiditățile noastre, vis-a-vis de banii noștri. Și aici nu contează dacă ești angajat sau antreprenor. Ai datoria să vezi ce se întâmplă în lume și să iei în dreptul tău niște decizii bune. Iar ce se întâmplă în lume acum nu este foarte favorabil. Consider că poate peste 90%, nu, mai bine de 90% din oameni investesc cu nădejdea că acum probabil ne aflăm în cel mai jos punct. Însă nu cred că este așa. Și o să vă spun și de ce. Oamenii, în general, sunt foarte reticenți când vine vorba de criză și nu sunt receptivi. Pentru că dacă ar fi receptivi, ar ști să anticipeze anumite momente cheie și să investească. În recesiune se fac cei mai mulți bani, chiar dacă sună clișeu, exact așa îi, pentru că totul este jos. Dar hai să vedem de ce am putea fi în pragul unei recesiuni. De pildă, când am avut recesiunea din 1974, urmată de recesiunea din 2000 și ulterior 2007-2008, oamenii nu prea au fost pregătiți, deci au fost luați prin surprindere. Doar o parte a populației a fost pregătită, din păcate, iar cei care au fost pregătiți au și făcut bani. De asta, în prag de recesiune, sunt anumiți oameni care pur și simplu se îmbogățesc și bogații devin tot mai bogați și săracii sărăcesc tot mai mult.
Pentru că bogații au o educație financiară și știu cum să își placeze banii, efectiv. Și cei care sunt săraci, din lipsa de educație, pentru că ăsta e un element foarte important pentru care foarte mulți oameni sunt săraci, lipsa de educație, din lipsa de educație acei oameni nu reușesc să facă bani și sărăcesc tot mai mult. Vreau să înțelegeți că niciodată în istorie, când am avut inflație mai mare de 5%, nu am scăpat de recesiune. De pildă, acum inflația în zona euro este 9,9%. În România nu mai vorbim. Am fost zilele trecute prin Profi și un deodorant Nivea, cred că, care l-achiziționam cu 12-13 lei, acum este undeva la 24-25 de lei. Asta înseamnă că leul nostru s-a depreciat. Leul nostru de anul trecut valorează mult mai puțin, da? Mult mai puțin ca leul nostru de anul acesta. Și dacă nu am știut să-l plasăm bine ca să aducă rod, practic nu ne putem bucura de acel leu pentru că el efectiv este depreciat, pentru că inflația a crescut și a depreciat leul nostru, iar noi l-am ținut la salteluță, că e bine să ai cash, așa spunem. E bine să ai cash dacă nu înțelegi cum funcționează finanțele și dacă nu știi să investești. Dar ce ar putea determina o recesiune? Hai să vedem. Avem inflație globalizată. Cea mai mare inflație din ultimii 41 de ani. Am avut pandemia. Avem criză energetică și criză alimentară. Sunt mult mai multe evenimente ca cele din 2007, de pildă, care să indice o criză. Apropo de criza din 2007-2008, cred că a fost pe locuri o criză artificială, însă aici sunt niște evenimente economice care indică o criză foarte importantă și trebuie să fim receptivi la această criză, nu pentru că suntem pesimiști, ci doar ca să putem să profităm de ea. Asta încerc să vă servesc aici, să vă expun niște evenimente, ca să putem să luăm niște decizii ferme. E bine, toate aceste evenimente enumerate anterior fac imposibilă o amânare a inevitabilului. SUA vedem că tot amână să spună recesiune așa cum trebuie și probabil așteaptă alegerile din 8 noiembrie 2022. În 2008 am avut anunțat recesiunea în 1 decembrie. Îs curios să vedem cât o mai amână America. După ce America o să anunțe recesiune, o să vedem că lucrul acesta se va transpune destul de repede prin câteva țări din zona euro și o să ajungă încet, încet și în România și românii noștri dragi o să spună probabil, vai de mine, nu ne-am așteptat la una ca asta. Ei, ne-am așteptat la una ca asta, doar că nu am vrut să o vedem, dar nici n-am avut cum să o vedem dacă nu am studiat. Deci, vedem din nou educația ca fiind un element foarte important. Până acum, S&P 500 a avut o corecție de peste 25%. Bitcoin de aproximativ 74% și foarte mulți oameni cred că aici poate ne oprim și un moment fain să începem dollar cost average, adică să investim în trepte descendente, pentru că e un moment bun și să stabilim o medie, că asta înseamnă acest DCA, dollar cost average, da? Eu spun că poate mai avem de scăzut, poate avem Bitcoin de achiziționat sub 10.000 de dolari și Ethereum de achiziționat poate sub 400 sau 300 de dolari. De ce? Pentru că 2023 nu pare să fie unul favorabil. S-ar putea întâmpla lucrul acesta. Nu putem să știm 100% sigur. Dar ne uităm la evenimentele macroeconomice și tragem niște concluzii. Eu v-am enumerat câteva din lucrurile importante care se întâmplă acum la nivel macro. Începând cu 2023, personal voi încerca să iau niște decizii ferme vis-a-vis de anumite companii de pe piața bursieră, vis-a-vis de anumite criptovalute, începând cu cea mai importantă criptovalută și anume Bitcoin, da? Și probabil și proiecte imobiliare la care mă gândesc. Piața imobiliară este în plină efervescență, cel puțin prin România, deci este singura care încă a rămas în picioare. Dar cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, și ea va fi afectată. Nu lăsați educația financiară deoparte, aveți grijă cum investiți, începeți să luați niște decizii ferme pe baza unor evenimente care se întâmplă și nu ar trebui să le neglijăm. Nu lăsați criza să vă ia prin surprindere, ci luați-o voi dacă vreți prin surprindere. Și v-am spus deja cum puteți să faceți lucrul acesta. Vă aștept și vă invit să mă urmăriți și pe Instagram ca să învățăm lucruri împreună la story-uri, încerc să postez în fiecare zi lucruri faine din care putem să învățăm.
Dacă ești nou aici pe canal și te-a plăcut episodul, asigură-te că dai un subscribe, un like și apeși clopoțelul ca să fii notificat și mâine atunci când postăm. Cu voi a fost Robert Grecu, vă doresc în continuare o săptămână eficientă. Toate cele bune!